Scandal la un cazino din Tinca, județul Bihor. O tânără susține că și-a parcat mașina chiar în fața cazinoului unde s-a întâlnit cu o prietenă. A intrat în club unde și-a întâlnit prietena, după care, când a ieșit din cazino, a mers la mașină și a observat că roțile din față ale automobilului erau desumflate. Tânăra povestește detaliat din cele întâmplate. Am fost invitată de o prietenă la cazinoul din Tinca. Am ajuns acolo la ora 22 aseară și, având în vedere că nu mi-a plăcut anturajul, am decis să plec în Oradea. Era ora 23 aproximativ. Am ajuns la mașină și nu am observat nimic. Am urcat în mașină, am plecat și după aproximativ 50 de metri mi-am dat seama că trage volanul. În acel moment am tras pe dreapta și am văzut că pe partea stângă a mașinii ambele roți erau moi. Am chemat ceva prieteni din Oradea în ajutor, dar nu s-a putut face nimic pentru că erau tăiate valvele. Am rămas acolo singură cu mașina și am așteptat să vină trailerul din Oradea să-mi aducă mașina în servis, a declarat tânăra care vrea să se facă dreptate în cazul ei. Scandalul este amplificat și de faptul că cei de la cazino nu aveau nici camere de supraveghere. În conformitate cu legea numărul 677 din 2001 și legea numărul 286 din 2009, prin care agenții economici trebuie să-și monteze camere de supraveghere. Sperăm ca organele competente să-și facă meseria. Tânăra mai precizează că patronul care deține acest club numit Casino are relații cu organele de poliție. Când am văzut că nu pot pleca de acolo cu mașina, m-am întors la Casino și am cerut patronului să-mi arate filmările de pe camerele video. Dar, interesant, afară în fața barului unde aveam mașina parcată, nu erau camere. Și să vă mai spun, din surse sigure am auzit că patronul are relații cu organele de poliție și nu are ce să-i facă. O să depun plângere penală împotriva acestor oameni. Declarat Ana Maria, tânăra care cu orice preț dorește să se facă dreptate. Alo. Alo, bună ziua. Încerc să vă deranjez. Marius Baldovin de la știrile Gazeta Mondenă TV vă deranjează. Cu doamna Ana Maria? Da, da. Încerc să vă deranjez. Spuneți-ne și nouă ce vi s-a întâmplat. Știu că ați fost într-un cazino din Oradea. Ce s-a întâmplat? Deci, să începem cu începutul. Vineri am fost chemată de o prietenă de-a mea în Tinca, nu în Oradea, în Tinca, la un cazino foarte vechi, foarte cunoscut. Am fost vineri acolo, am stat împreună cu ea în cazino respectiv, au fost toate bune, toate frumoase. Sâmbătă seara a cântat cineva acolo și am fost invitată din nou. Am plecat, am ajuns la ora 10, cam așa, în Tinca. Și având în vedere că nu m-am simțit bine, să zic așa, am decis la ora 11 să mă întorc înapoi în Oradea. Am urcat în mașină, nu am observat nimic, am urcat în mașină și am mers vreo 50 de metri. Singură în Oradea? Singură în mașină? Da. Am urcat în mașină și mi-am dat seama că trage mașina. Că am simțit ceva în volan, că nu e ok la mașină. Am tras pe dreapta și am văzut că după partea stângă, ambele cauciucuri mi erau tăiate. Și știți cine este acel... Nu pot să-mi dau seama cine lui, pentru că nu am avut treabă cu nimeni. Adică eu am mers la prietena mea și cam atât. Deci nu am avut treabă cu absolut nimeni. Dar oricum cineva de acolo, că nu avea altcineva... Crede că este un anturaj din partea celor de la cazinoul din Tinca? Da, bineînțeles, cu siguranță. Eu m-am întors înapoi la cazinou în seara respectivă și... Am mers și am vorbit cu patronul, adică am cerut să mi se arate. A spus că nu sunt camere unde era mașina mea parcată, dar interesant că mașina mea era parcată tocmai în fața barului, adică pe unde se intra în bar acolo era mașina mea parcată. Cei de acolo trebuie să vadă, dacă nu mai ales că nu au camere de luat de vedere, vă dați seama că este ceva neclar. Da, păi asta e chestia. Ați depus o plângere împotriva celor de acolo, de la cazino? Am vrut să merg să depun o plângere la Tinca. Și de ce n-a dar nu s-a spus că nu are rost să depun plângere pentru că patronul are cunoștințe și sunt toți împreună, toți ce stau. Credeți că patronul de la cazino de acolo, de la Tinca, ar avea relații cu organele competente de acolo? Bineînțeles că are. Normal. Păi eu când am fost acolo vineri, a venit un agent de poliție îmbrăcat în uniformă și a mâncat în cazinou respectiv. Că acolo nu e doar cazinou, adică doar jocuri de noroc. E cazinou, e restaurant, e bar, e sală de ce știu eu ce și așa. Deci noi, așa se numește cazinou din Tinca, că așa e cunoscut.
Mulțumesc mult, doamna Ana, pentru acest material și sperăm ca organele competente din Oradea să-și ia în atribuire acest aspect, pentru că oricine să fie în locul dumneavoastră, nu cred că ar fi cel mai... Am stat în mașină de la ora 11 până la ora 1 și mi-a ajuns mie trailer din Oradea. Pentru că mi-am dus mașina pe trailer. Nu mai n-am avut încotro, n-am avut altă soluție. Mi-a fost frică să las acolo mașina. Am zis că dacă îmi dă foc la mașină, ce fac? Totuși, mașină de 10 milioane de euro, nu mașină de 20-30 de milioane să-mi permit să arunc așa banii. Mi-am chemat trailer, să veni trailer din Oradea și mi-a dus mașina acasă. Am înțeles. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru acest interviu care l-ați acordat pentru știrile Gazeta Montană TV. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc!